O să o întreb pe doamna senator Nicoleta Pauliu cum apreciază afirmațiile făcute de procurorul șef al DIICOT și dacă prin prisma evaluării publice putem spera măcar că Alexandra și Luiza sunt în viață. Nu. Astăzi, dacă aș fi fost procuror, poate aș fi așteptat măcar raportul medico-legal, pentru că aș fi avut o bază științifică în momentul în care făceam niște afirmații. Mai mult, domnule Radu Tudor, de 5 zile, de 6 zile, asistăm neputincios și vedem exact cum instituțiile statului vin și ne spun că un drept fundamental nu mai este apărat, nu mai pot să-l apere. Nu mai au cum. Mai mult, erori una după alta vin parcă să confirme această tragedie, că statul este într-o profundă disoluție. E un adevăr crunt. Ce mă deranjează pe mine astăzi, ce m-a deranjat pe mine ca mamă astăzi în conferința de presă a domnului procuror, este că nu era de ajuns tragedia prin care trec cele două familii. Că se gândesc că fiica lor, eu ca mamă și mama celor două fete, mâine nu îi spune noapte bună, nu o mai mângâie pe păr, nu o vede mireasă, cum vrea fiecare mamă să-și vadă fata. Ci domnul procuror vine și spune, există și posibilitatea să trăiască, există în același timp și posibilitatea ca ea să nu mai existe. Deci, iarăși, ne jucăm cu oamenii, cu suflete și cu viețile lor. Referitor la ce s-a întâmplat, auzeam de foarte multe ori în spațiu public și spuneam, domnule, această tânără de 15 ani, căreia instituțiile i-au rupt aripile, i-a rupt visele, nu mai poate să fie, am înțeles, frizerițe vroia sau stilistă, a ales într-un moment de cumpănă să aibă încredere în aceste instituții. Și a sunat la 112. Dincolo credea că oameni competenți care cunosc legea, da, și știu să o aplice și mai mult decât absolut orice. Eu stăteam și mă gândeam la un moment dat dacă ar fi fost copilul unui procuror. Aștepta mandat, aștepta ora 6 dimineața să salveze viața copilului? Deși legea sau rupea, spunea ceva. Sau rupea ușa. Eu asta spun. Am auzit foarte multe discuții. Constituția este temelia fundamentală a drepturilor noastre. Nimic, nicio lege, niciun ordin al niciunui procuror, al niciunui judecător nu poate să acopere această lege fundamentală. Dreptul nostru la viață este garantat. Nimic nu ne poate opri. Și cum spuneam, deci m-a șocat faptul că în momentul în care un om apelează la acest serviciu, dincolo, găsești un om dezumanizat. Am văzut și ieri discuțiile care m-au, pe mine ca cetățean, pe mine ca mamă, m-au șocat pentru că era atâta lipsă de respect față de omul ăla aflat în ananghie. Se impun foarte multe soluții și aici de multe ori spuneam noi că nu trebuie să ne implicăm noi ca politicieni, dar sunt decizii care politicul trebuie să le ia în aceste momente. Am cerut și eu cer convocarea de urgență a Parlamentului României în sesiune extraordinară, pentru că nu putem să așteptăm ca un nou caz Alexandra să se poată întâmpla, pentru că suntem răspunzători toți, de la mic la mare atunci, în acel moment. După situația din Munții Apuseni, dacă vă aduceți aminte, tot atunci s-a făcut o comisie. Și în această comisie s-au întâlnit toți factorii de decizie, toate instituțiile angrenate în acest lanț al 112. Deci, era vorba de STS, Ministerul Comunicațiilor, operatorii de telefonie mobilă, care au și ei niște obligații să acopere prin antene toată România, pentru ca semnalul să fie mult mai ușor. A fost un raport. Rezultatul acelui raport era ca toate procedurile dintre instituții, în momentul în care ai o sesizare de dispariție, viol, sechestrare de persoane, la o simplă apăsare pe click, ați văzut și asta m-a uripilat, că polițistul n-a știut să facă, să dea click și s-a întors și a stat peste o oră jumate de vorbă cu cei de la STS. Deci pe un singur click, toate aceste instituții începeau să lucreze. Deci, odată, începea o interceptare telefonică și tot ansamblul de măsuri. Și au trecut atâția ani de la Apuseni. Au trecut 5 ani.
Știți ce se întâmplă? Ați văzut care-i timpul de reacție al autorităților din momentul în care s-a făcut sesizarea? Pleacă polițistul cu dosarul la sub braț, merge la parchet, stă de vorbă cu procurorul, poate-i sâmbătă, nu-i acolo, și de la judecător, și după aia polițistul să se mai gândească ce se întâmplă. E foarte adevărat.